Dacă bărbatul tău lucrează pentru tine în a plăti facturile casei, mâncare, și bărbatul tău e încă în pat cu tine și încearcă să te cuprindă, să te sărute, te întreb, tu de ce nu vrei să îi dai savarină? Dă-i ce-i trebuie. Ce vrea, ce cere, când cere. A, că nu ai chef? A, ok, se întâmplă, dar învață să mângâi sucitorul cu amândouă mâini. Înțelegi? Sau linge înghețata pe băți. Înțelegi? Sau la fel să privească cu sucitorul lui în mână, uitându-se direct la tine când tu îți dai chiloții jos și iar îi pui, iar îi dai și iar îi pui. Da, încearcă, da, cu spatele. Hei, bărbatul îți merge la lucru și tu stai să judeci un act normal dimineața. Bărbatul merge la lucru și e important ca să meargă fericit. Tu stai în pat în continuare în timp ce el muncește. Fă-l să se simtă bine. Scoate-i laptele și bucură-i ziua. Nu-i dai savarină, nu-i problemă. Dă-i limba, gura. Fă-l să iasă fericit la muncă. Că dacă nu-i faci tu, el își găsește o alta. Sau poate chiar una ca mine. Oh, nebună, care-i face de toate. Și pe urmă, cum mă faci? Cum? Cum? Ai, curvă? A, muistă? A, panoramă? A, taci! Și scoate laptele ca să meargă fericit la muncă. Și lasă judecata. Mai bine joacă, roluri diferite, în fiecare dimineață în pat, da? Așa că fă bărbatul fericit, ca să nu dea de una, ca și mine, ok?